Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la Secretele Puterii. Invitatul din această seară este fostul primar de Bălți, Renato Usatăi. Domnule Usatăi, bună seara și bine ați revenit. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Da, v-am invitat pentru că am văzut că în ieșirile dumneavoastră la presă erați oarecum supărat pe o anumită parte a presei, chiar ați făcut și niște acuzații mai voalate, inclusiv din acest motiv, să știți că cel puțin aici la noi orice subiect care este de interes public se discută și i se acordă atenția cuvenită. Acum, la dumneavoastră în emisiune, hai așa să-i spunem. La Jurnal TV. Pentru că această emisiune este la Jurnal TV. Domnule Usatăi, recent ați ieșit public lansând mai multe acuzații în legătură cu situația de pe piața gazelor din Republica Moldova. Săptămâna trecută ați vorbit despre faptul că unele companii pe piața liberă vindeau gaze la un tarif de peste 2 ori mai mic decât cel reglementat al Moldova Gaz. Din punctul nostru de vedere, problema era în inechitate, că majoritatea cetățenilor, inclusiv eu cu dumneavoastră, plăteam 30 de lei și plătim în continuare, iar companiile mari consumatori de 2 ori sau chiar mai puțin, de 2 ori mai puțin sau chiar mai puțin. Sau credeți că la mijloc este vorba și de niște scheme obscure, pentru că acest lucru nu e clar. Am văzut cei de la guvernare spun că, domne, nu este nicio schemă, piața liberă, așa s-a întâmplat și așa mai departe. Care este opinia noastră aici? Problema numărul, ceea ce ați menționat dumneavoastră este corect, dar totuși asta este, eu consider că problema numărul 2. Nu putem să o numim problema numărul 1. Problema numărul 1, eu am acuzat guvernarea nu în faptul că n-au cunoscut. Știam bine că cunosc, din momentul când se discuta în tot mediul de afaceri aceste contracte cu gaz de 11 lei, 12 lei, chiar am mers și am semnat eu un contract cu 14 lei 50 ca să am o probă, da, că să le arăt la oameni că există așa posibilitate și pentru persoane fizice, nu doar pentru consumatori mari. Eu am acuzat guvernarea în tăcere, domnule Cozer, că au fost mai multe ieșiri publice, și a domnului prim-ministru, și șefului Moldova Gaz, diferiți miniștri, deputați care inclusiv veneau la dumneavoastră în studio, de ce nimeni nu le-a spus oamenilor, stimați cetățeni, suntem piață liberă, tindem spre UE și este un lucru normal pe tot continentul european, vrem să vă informăm că astăzi dumneavoastră, mai ales și care vai de capul vostru, n-aveți cu ce achita căldura, sau ați oprit afacerea, cum mai mulți proprietari de serie m-au contactat că din cauza la 29 de lei. Și să le spun, oameni buni, puteți cumpăra cu 12, 13, 14 lei, așa cum am făcut-o eu, fără să dai denumirea la vreo companie. Știți că să nu facă lobby sau publicitate la unul din cei care vând pe piață. Și să le spui, la mulți vă greu, plecați și voi încolo. Iată acuzarea mea cea mai mare, că s-a știut, s-a tăcut. Că haideți să spunem pe bune, domnule Cozer, eu nu cunosc salariul dumneavoastră ca jurnalist și nici n-am drept să vă întreb, dar sigur, sunt sigur că dumneavoastră, adică sunt oameni mult mai săraci ca dumneavoastră. Mă refer oameni care trăiesc, muncesc pe deal cu 200-300 de lei, pentru care 5.000 de lei este o sumă de bani foarte mare, înțelegeți? Și iată, acești oameni achitau 29 de lei și lor și inimă să ai de om, lăsăm aici la o parte, politică, partide, care-i cu Moscova, care-i cu Unirea, care-i cu Europa, dar să știi tu de mai mult timp. Și această gospodărie, de ce am numit o schemă, am ușa să vă explic, a pornit nu acum, dar, pur și simplu, erau puțin pe piață, să-i spun eu, companii, știți, care vindeau gaze la preț 2 ori mai ieftin. Acest lucru a fost pornit în anul 2020 masiv. Adică, și apropo, n-am văzut niciunul din cei care au încercat să mă critice din partea guvernării sau unii reprezentanți de lor. De ce ei n-au vorbit să spui că, băi, nu-i nimic nou, când 2020, când Dodon era președinte, exista compania SD Energy, am văzut investigația la Jurnal TV, n-am reușit, este foarte mare, o scot la printer,
Unii chiar postul dumneavoastră de televiziune, după o investigație, au scris că și mașinile lui fratele lui Don Soții. Da, deci haideți să, să explic pe scurt la telespectatori despre ce era vorba. SD Energy, companie controlată prin interpuși de fratele lui Igor Dodon. Controlat atunci, cel puțin. Și Transautogaz făceau această schemă încă din 2020. Deci ce s-a întâmplat atunci? SD Energy cumpăra gaz de la Transautogaz la un preț mai mic, de 3,30 lei undeva. Se mai puneau cheltuielile de transport, se ajungea aproape la 4 lei, dar ei îl vindeau cu aproape 5 lei. Nu. Și... domnule Cozir, noi cu dumneavoastră, cu oamenii, achitam 4,60 lei în perioada despre care vorbesc, dar compania lui fratele lui Dodon, pe atunci, deja la consumatorul final, adică cum ar fi Glass Container, Franzilusa, deci cei mai mari... Cei mai mari consumatori de gaz, îl cumpărau la ei cu 3,70. Înțelegeți? Deci și atunci era 25-30%, pur și simplu, cumva cetățenii... Iată, este pe ecran acea schemă. Într-adevăr, lucrurile au pornit de atunci. Da. Doar că ce s-a întâmplat acum? Și ați văzut, săptămâna trecută a fost domnul Parlicov aici, care spunea cumva că această situație, la această situație s-a ajuns din cauza că... s-au acumulat de-a lungul timpului devieri tarifare și acum aceste devieri trebuiesc acoperite. În plus, mai era și acea achiziție extrem de mare de gaze la prețuri mari, de 1000 de dolari, 1000 și ceva. Așa explică guvernarea. Haideți să le facem separat. Eu am privit cu atenție emisiunea dumneavoastră de miercuri trecută, chiar și mi-am notat că ceva. Domnul Parlicov susține că el a informat ANRE-ul în aprilie anului curent, uitați-vă că deja se vinde gaz în țară cu 500 de euro, 1000 de metri cub. Adică, vă rog, luați măsuri. Și dumneavoastră, ori domnul Slusar, nu ți-mi l-a întrebat, bun, dar de ce n-ați ieșit? Apă nu, că noi ne ocupăm cu lucrul și nu cu scrisul. Eu nu i-am acuzat. Pretenția mea la domnul Parlicov, mai ales dacă o știut și dumnealui, nu e în faptul că o știut ori nu știut. Sunt sigur că o știut. Deși nu ieșiți să le spui la oameni, stimați cetățeni, plecați și cumpărați gazul cu 12-13 lei și nu cumpărați la Moldova gaz cu 29. Ce spune dumnealui de diveri în tarife, diveri financiare, asta e o vrăjală, cum zic românii, și vă explic de ce. Dar spuneți, vă rog, da, orice cetățean care este consumator de gaz, și nu contează, că un cetățean simplu care are un apartament micuț, o frizărie, o mică afacere într-un oricare colț a Republicii Moldova, dar el cu ce-i de vină în devierile tarifare că la timp nu a funcționat ANRE-ul, că gazul lui Andrei Spânu, că deja în Wikipedia așa să avem, gazul lui Andrei Spânu cu 3 semne exclamare, l-a cumpărat atât de mult și atât de scump, deși astăzi un om, oare un agent economic, ca să plece de la Moldova Gaz, la... o, oricare companie care este pe piață, mai întâi trebuie să achite devierile tarifare. Asta deja nu e integrare europeană. Așa ceva nici la Kim Chener nu găsim, domnul Cozer. Adică că eu după orice declarație, tot timpul îmi place, știți cum, să mă pregătesc să caut cum este în alte țări. Deci, dintr-o parte, ei recunoșteau, da, nu la dumneavoastră în studio, la un alt coleg, că da, în Olanda și în alte țări, de pe iPhone, omul poate să-și schimbe și fiecare lună Compania. Și asta este foarte bine. Dar acum la noi, dacă vrem democrație și piață liberă, din tăi trebuie să achităm toate procolurile și nu contează că e energocom, că e spânul camușa, să le discutăm și să vă prezint ceva și să explodeze țara. Așteptăm să ne prezentați. Până acum, haideți să facem un pic de claritate. Ok, companii private, am și înțeles, se discur. Dar Transautogaz este compania fică a Moldova Gaz, care tot vindea gaze la preț de două ori mai mic decât cel al companiei mamei. De unde luau ăștia de la Transautogaz gazul ăsta? Uitați-vă, de unde luau? Da. Vă explic. Pe timpul lui Dodon, asta tot stăța asta, chiar că mai bine domnul Parlicov astăzi vă povestească că el sigur cunoaște cum și despre ce a scris în aprilie. Și guvernare, de ce e tac că Transautogaz acum
Are un comportament ca și ceilalți jucători pe piață. Deci ei cumpără gaz, unii îl găsesc ieftin, acolo îl cumpără. Dar când s-a pornit schema și investigația care ați prezentat-o pe ecran la telespectatori din 2020, Transautogaz cumpăra de la Moldova gaz, după asta îl vindea lui Șunea Dodon și după ce asta îl vindea la cei mai mari consumatori de gaz din țară. Adică tot gazul de la Moldova gaz pentru unii era cu un discount de 25-30% mai mic. Deci era gazul de la Moldova Gaz. Acum Transautogaz, din tot ce am verificat și vă prezint și astăzi, ei cumpără astăzi gaz de pe piața liberă și tot e o pretenție. Este compania FICA, la noi Guvernul Republicii Moldova este unul din proprietarii, fondatori la Moldova Gaz. Da? Deci când compania FICA, cum ați spus dumneavoastră, Transautogaz, vă dați seama că au cunoscut toate structurile de stat, că o companie fică de la Moldova Gaz vinde gaz cu 10, 11, 12 lei, în loc de 29, cum vedeam Moldova Gaz. Și asta eu consider că este un genocid. Iarăși, nu vânzarea gazului ieftin de trasă, dar faptul că toți au știut, deci toți își hotărâu problemele. Care ei vom cu mătru cu un producător mare de vodcă? Voi cu mătri tu semnează. Deci asta, deci că a mers lupta pentru consumatori mari. De ce? De ce să îmblei după Cozer, ori tanti Lena din Ocnița, care îi consumă foarte puțin, că procedura de a semna un contract, ori să fie cel mai mare companie din țară, sau dumneavoastră, îi ieșești, domnul Cozer, ca timp. Și ei tăți încercau și să-și... Da, iată, eu vreau să înțelegem o chestie. Da. Să zicem că eu sau dumneavoastră deținem o companie și vrem să trecem de la Moldova Gaz la Transautogaz. În mod normal, trebuie să ne ducem la șeful, la Vadim Ceban, care este și șef la Moldova Gaz și șef la Transautogaz. Aici nu este o problemă, nu este cumva un conflict de interese? N-are cum și vă spun de ce. Din momentul că dumneavoastră ați semnat contract ca persoană fizică, informați, este un formular foarte ușor, informați Moldova Gaz, cu care aveți un contract astăzi în vigoare, că treceți la un alt furnizor, nu contează, de stat ori privat. Okay. Și ei au 20 de zile, o secundă, domnul Cozer, dacă dumneavoastră n-aveți restanță, adică un motiv că n-ați achitat până mă 2-3 luni gazul, adică dacă n-aveți... Asta se face conform legislației, dar eu vă întreb... Ce se face în Republica Moldova? Dumneavoastră ați spus, cu metru treci încoace, că ai mai ieftin. Deci, aici nu este o problemă cel puțin de moralitate, când domnul Vadim Ceban, șef și la Moldova Gaz și la Transautogaz în același timp, prin intermediul unei companii, Moldova Gaz vinde la toată țara, la cetățeni, cu 29 de lei gaz, prin intermediul celeilalte, Transautogaz, vinde cu 14 lei, cu 11 lei. S-au făcut astfel de înțelegeri între domnul Ceban din informațiile dumneavoastră și șefii unor companii? Deci, eu nu cunosc, eu știu că dumnealui a avut întrevederi cu mai mulți oameni de afaceri din țară și, cum vă spun, acum mergea lupta pentru clienții cei mai mari. Eu eram într-o zi cu un proprietar la o uzină, m-a spus, o fabrică micuță, cât stăteam cu el la masă și el îmi arătat toate mecanismele, cum ce funcționează, a fost sunat și de Transautogaz și încă de două companii. Noi știm că tu acolo te-ai înțeles cu 12-50, vină la noi că îți dăm cu 12. Peste 20 de minute am auzit că te-ai înțeles cu 12, îți dăm cu 11-70. Deci eu stăteam șocat. Da, asta e business. Noi nu putem să acuzăm companiile pentru dumping. Pentru mine, cât mai multe ar fi, cu atât mai bine. De asta acuzarea cea mai mare, eu o am acum față de domnul Recean și doamna Gavriliță, că a fost prim-ministru, că ei, în timpul doamnei Gavriliță, au adoptat o decizie Comisiei Situații Excepționale și au interzis eliberarea licențelor noi pentru furnizarea gazelor, domnul Cozer, ia că aici e grav. Nu și ei și-au făcut ce bani, deoarece astăzi, vă imaginați că s-a creat oricum o favoare doar pentru și existență, dar dacă vor mâni trei oameni de afaceri de peste Prut, să vii, din România, două companii din Ucraina, cu cât mai mult companii să avem pe piață, că în Ucraina am înțeles că vreo 700.
cu atât mai mare o să fie concurența și cu atât mai puțin să achite și omul de rând și producătorul. Iată ce e grav. De aici mai reiese o întrebare. Da. Moldova Gaz vinde cu 29 de lei. Da. Ăștia vindeau cu prețuri între 11 și 15 lei. Dar prețul de piață, achizițiile pe care le făceau aceste 4-5 companii private și Transautogaz, de fapt putea să ducă la un tarif de 8-9 lei, pentru că ei cumpărau gaz cu 300 de dolari, 350 de dolari. Eu am ușa, domnul Cozer, eu să vă arăt toate cifrele. Aici este problema, că dacă este într-adevăr piață liberă, se joacă ca pe o piață liberă. Aici însă, din ce povestiți dumneavoastră, erau de fapt nimic altceva decât niște înțelegeri. Pentru că este normal atunci când tu ai 29 la Moldova Gaz și cineva îți propune 14 și te duci la 14. Dar la 20 te duci. Dar se pare că prețul real era chiar sub 10 lei. Deci aceste companii au făcut în această perioadă profituri uriașe. 3-4 lei la fiecare metru cub de gaz. Dar așa reiese, nu? Dar dacă mușa să ajungem că energocomul guvernării, spuneți că privați să câștigau 3-4 lei. Presupun, chiar cred că o să fiu de acord cu dumneavoastră, mușa ajungem la documente. Mm-hmm. Dar spuneți, vă rog, dar când compania Energocom n-avea, deci vindea cu 10 lei mai mult, privați vindeau cu 3-4. Dacă în compania care reprezenta statul și ar fi unul din cei care ne-a garantat să avem gaze în perioada de criză, da, ne-au garantat și gaze am avut, recunosc public. Dar la care preț am avut? De la care o companie o cumpărat? Unde era schema? Am și ajungem la documente. Haideți să înțelegem. Deci, cum, Energocom achiziționa gaze la un preț mai mic și le vândea tocmai la o diferență atât de mare de 10 lei? Nu. Haideți să numim lucrurile s-o iau de la început. Ok. La noi cum, ca să înțeleagă omul simplu care ne privește acum. Deci există astăzi o structură de stat, Energocom, care de mai mult timp procura gaze pentru Moldova Gaz. Uh-huh. Energocom a beneficiat cât de suportul Berdului, la un moment, da, când a fost o licitație din care eu nu știu ce vor spune cei de la Berd, dar am văzut că domnul Ioniță, ori nu, cineva a scris astăzi o cifră legată de acea licitație. Nu fac, deci, vă spun eu că vreo 50 de milioane de euro din acele 300 au plecat prin buzunare. În buzunarele cui? Încă o dată, asta se ocupe ancheta. Eu cuș. Deci, a doua structură este Energocom. Ancheta se ocupă de 30 de ani și nu face nimic, domnul Sasă. Ancheta la noi se ocupă de 30 de ani și nu face nimic. O să le adăugăm viteză. Domnul Cozer, a doua companie Energocom. Pentru mine era foarte dificil să înțeleg. Întrebarea asta mi-o dădeam eu din toamna anului trecut, ca orice om de afaceri din Republica Moldova, ca orice chiar cetățean simplu, oricum cumpără, de unii cumpără, cât cumpără, așa mai departe. Și-am dat câteva telefoane să înțeleg ce se întâmplă. Băi, pleacă în țară, gazul ajunge așa, iată așa s-a cumpărat. Ca până, după ce m-am implicat totalmente în tema gazelor naturale în ultimele 2-3 săptămâni, am stabilit lucruri foarte interesante. Uh-huh. La noi s-a cerut ajutor din partea partenerilor de dezvoltare. Uniunea Europeană, România separat, vecin, frați de peste Prut, Statele Unite ale Americii. Deci, și într-adevăr am văzut mai multe implicări de a ne ajuta. Ajuta poporul moldovenesc să nu fim șantajați de ruși, de Gazprom și așa mai departe. Băi, e ok, așa priveam eu atunci. Am văzut mai multe declarații. Vizita în Azerbaijan, doamnei Gavrilițu, cu echipa. Că negociem, că tăm surse alternative acolo, dincolo. Băi, lucrează oameni. Până am dat niște documente care demonstrează că noi am cumpărat cel mai scump gaz și de pe continentul european, de asta și achităm astăzi cel mai mare tarif de pe continentul european. Unii pentru mine era o întrebare, nu, cum s-au cumpărat sute de milioane de metri cub de gaz, mai ales în decembrie, lăsăm la o parte licitația Berdului. Am avut o livrare mare, s-a cumpărat pentru decembrie, luna ianuarie, februarie, sute de milioane de cubometri de gaz,
Când în ianuarie deja trendul s-a pornit că gazele se ieftinească. Și asta o înțelegeam, nu eu, asta vorbeau știrile la toate posturile de televiziune și toți experții de pe globul pământesc. Și când eu obțin unele documente, o parte, un tabel v-am transmis și dumneavoastră, ca să fie corect și în fața cetățenilor, să nu fiu mâine acuzat că am ușa să pornească versiuni și așa mai departe. Înainte de emisiune, eu i-am prezentat domnului Cozer unele originale care nu pot să le prezint din cauza securitatea unor persoane, nu că am un secret de la cetățeni. Dar am scos într-un tabel care îl voi publica sau postul dumneavoastră de televiziune sau pe rețele de socializare, lista la companiile care au cumpărat gaz, începând cu cele mai grele luni, decembrie 2022, ianuarie 22, martie, aprilie, inclusiv luna mai, și aici ne-am pus, domnule Cozer, mâini în cap. Deci iată aceste acte, vor fi, acest tabel, ok, la acte acuși ajungem, acest tabel va fi publicat, unii orice cetățean, orice om de afaceri să vadă cât cu ce preț a cumpărat Transautogazul, compania fică de la Moldova Gaz. Cum gaz, Moldova Gaz, văd că a cumpărat în ianuarie de la Gazprom Gaz. Cum se cumpăra gaz din Grecia, Slovenia, Ucraina. Deci se cumpăra gaz numai de toate companiile, și private, și de stat. Numai că este un lucru foarte straniu în toate această informație. Că toate firmele private, spre exemplu, procurau deja cu transportarea până la frontiera Republicii Moldova, firmele, gaz, firmele private, inclusiv compania FIC de la Moldova Gaz, cumpărau gazul cu 10 lei, dar Energocomul cu 20. Asta reiese în actele pe care le aveți noi? Da. Deci noi să publicăm asta și acum dau să trecem că aici la oameni, eu cred că mai ales la și sărașii care cu greu trecut prin această iarnă, a să le oprească, cred că sânge. Uitați-vă. Deci, în data de 20 ianuarie, anul curent, Energocom cumpără 96 de milioane de metri cub de gaz. Am tot combinația. Unii au ajuns, cât o cheltuie pe drum și mai departe. Unde s-a achitat 21 de lei per metru cub unii oricare companii Aero Europe GmbH, Austria. Da. Am o să discutăm despre asta. Deci, cam în aceeași perioadă, Transautogazul, compania fică, deci, important, acest gaz a fost preluat din Grecia, care am vorbit de Energocom. Cam în aceeași perioadă, Transautogaz cumpără din Austria cu 13 lei 50 de bani. Deci o diferență de 7 lei la metru cub. Domnule Cozer, dacă transformăm în volumele astea, vă dați seama că Energocomul atunci a achitat 1.777.000.000 de milioane de lei. Deci aproape 2 miliarde de lei, adică 100 de milioane de euro pentru acel gaz. Și încă un lucru care să-l vedeți în tabel, care vă l-am lăsat la dumneavoastră pe masă, okay, că Energocom este unica companie din toate care au cumpărat și cumpără gaz până în ziua de azi, la care valoarea facturată în lei la vamă e o sumă și valoarea în vamă e alta. Deci la Energocom, nu știu, deși la acelea 1.777.000.000 de milioane, nu știu cum peste noapte s-au mai adăugat peste 200 de milioane de lei și suma a trecut de 2 miliarde. Deci aici trebuie de făcut o investigație de amploare, procuratură, CNA, FBI, toate serviciile de pe globul pământesc. Și iarăși, cel mai interesant lucru.
Când eu văd că și compania Energocomp și companiile private din Republica Moldova cumpără gaz la preț diferit în Europa, dar furnizorul, compania care vinde din Europa, este aceeași. Aero Europe GmbH. Deci... Viena, Austria, da? Da, Viena, Austria. Da, vedem că și Rotalin gaz cumpără de la aceeași companie, da, și da. Energocomp. Da, și, și nu doar, și multe altele. Și neastră susține că se cumpără la prețuri diferite. Eu deocamdată n-am reușit să mă uit foarte. Da, da, că, domn Cozir, dacă eu m-am îngropat, eu încă o parte le-am încă în bagajnic, n-am reușit să le prelucrez pe toate, doar și am reușit. Uitați-vă alte tranzacții. În data de 20 aprilie, anul curent, Moldova Gaz cumpără direct milioane de cubometri de gaz de la Gazprom. Tranzacție directă. Apropo, dacă ați vă uitați peste toate, eu știam că gazul merge direct în Transnistria, de la noi nu rămâne nimic. Da, atunci a fost, inclusiv Ceban a spus că câte s-a cumpărat. Câte ceva a fost cumpărat, da. Numai că domnul Cozer, s-a cumpărat cu 14 lei. Când în același timp, în aceeași lună, Energocomul iar achită peste 20 de lei. Deci, domnul Cozer, eu n-am găsit nicăieri diferența mai mică de 7 lei la metru. Deci Energocom inclusiv în aprilie a avut achiziții de gaze tot la 1000 de dolari? Mai departe, domnul Cozer, asta sunt numai strandașirea. Am și ajungem și la... Dar cum este posibil când pe piață în aprilie era 300? Cum poate să dea 1000? Domnul Cozer, mai departe, tot este la dumneavoastră. Eu mi le-am subliniat, știți că sunt... Ok. Uitați-vă. Deci, în data de 19 mai, adică amu prospijor, două săptămâni în urmă, Energocom mai cumpără de 1 miliard de lei gaz, adică e o nictată, de 20 de milioane de euro, 50. Tot la această Aero Europe GmbH, prețul mediu, când am împărțit, că acolo indicat, ați vă uitați în acte, și câți metri cub era un contract, numărul contractului tău, da? Cu 19 lei 30 de bani. Domnul Cozir, vă dați seama că din ianuarie... Păi în mai era deja era 300 de dolari. Domnul Cozir, încă o dată, uitați-vă că, țineți minte că era 20-21 în ianuarie, februarie, da. Și s-a ieftinit numai cu 70 de bani în luna mai. Și al mai interesant, domnul Cozir, și aici o să trebuia să-i dezbătut, eu aici o să trebuia să ies în fața oamenilor cu toată chipa asta de documente, că aici o să trebuia să oare să mai fac cu dumneavoastră. Deci 20 încă o dată, pe data de 20 mai, noastră susțineți că s-au cumpărat... Pe 19 mai, domnul Cozir. 12 mai. 19 mai. Aha, este chiar aici. 19 mai. Așa. De 1 miliard de lei gaz cu 20 de lei metru cub? Cu 90 de lei 30 de bani. Lui ieftinit cu 70 de bani, domnul Cozir. 19 lei 30 de bani. Da. Când dumneavoastră ați să luați acolo indicat suma totală, anume la tranzacția asta, vedeți că aici merg pe tranzacție, știți fiecare. Și o să împărțiți suma la milioanele de metri cub, vă iese cifra, e foarte ușor. Mai departe, domnul Cozir, uitați-vă, fiți atenți. Tot pe 17 mai, adică cu două zile mai devreme, compania Rotalin Gas Trading, înțeleg că asta e din Hâncești, cumpără tot de la Aero Europe GmbH. Da, este aici. Vedeți, mai sus puțin. Da, da, da. Deci cumpără gaz cu 11 lei. Deci aceeași companii... Din Austria, vinde la Rotalin Gaz cu 11 și la Enerocom cu 9. Cu 19,30. Diferența din nou. Frumos, domnul Cozir. Este îngrozitor. Eu sper că sunt niște greșeli sau nu. Domnul Cozir, eu v-am arătat original, domnul Cozir. Și așteptăm explicații de la Energocom, dacă așa ceva s-a domnul întâmplat. Domnul Cozir, eu v-am arătat înainte de emisiuni originale, adică... Aveți acte, ne-ați spus că nu le puteți prezenta, că vă puneți în pericol sursa. Nu că pune pericol sursă. Eu, în general, mulțumesc la toată lumea astăzi care nu tac și nu contează din care structură sunt. Că credeți-mă că sunt oameni și în președinție, și în guvernul recean care nu sunt de acord cu ce se întâmplă. Înțelegeți? Când erau niște dezbateri, spre exemplu, la domnul Recean pe subiectul gazelor, că doar toți încetişori și la dumneavoastră în studio pregăteau oamenii
Când toamna să revizuim tarifele, așa era, domnul Corect? Da, da, da. Usatul a pornit scandalul, le-am adăugat viteză și de azi avem gaz 18 lei. Luăm publicitate și continuăm după acest subiect, pentru că, sincer, mie mi se pare șocant dacă s-a întâmplat ceva. Așa iar ceva, publicitate. Nu dacă, domnul Corect. Suntem din nou în direct. Da, domnule Usat, discutam despre aceste discrepanțe care reiesc din documentele pe care le aveți. Practic, Energocom procura inclusiv în luna mai la preț dublu. Trebuie să avem explicații de ce s-a întâmplat acest domnul lucru, inclusiv în luna ceva. Mai. Poți continui? Da, vă rog. Da. Că eu dau măcar pe scurt cetăți. Așa, uitați-vă. Noi avem o rubrică acolo, dacă vă uitați în tabel, țara de unde a fost procurat gazul. Da. Vedeți că este Ucraina, Bulgaria, Slovacia, Federația da. Rusă, Grecia. România. Despre firmă am vorbit, despre care am uși sigur o să discutăm, că o să fie surpriză și pentru dumneavoastră. Despre Euro Europe, GmbH. Ce dar, cu compania asta? Că văd că ea a vândut tare mult. Da. Nu, Energocomul a lucrat doar cu ea, și cu o companie din Luxemburg, DXT International SA, Guillaume Schneider Strada, Luxemburg, și iarăși gazul e din Ucraina, dacă vă uitați, țara din origine, depozite, da? Probabil. Este expediat de Ucrtransgaz. Spuneți, vă rog, dar de ce noi nicăieri n-am avut un contract direct? Cu, dacă gazul ucrainean, la noi apare DXT, Luxemburg, nu știu ce. La toate contractele, și de vară, și de iarnă, apare această companie Eru Group. DXT International Schneider Luxemburg. Da. Eu, dumneavoastră, cred că se poate publica toate, că eu încă n-am reușit pe site-urile specializate, că ne-am făcut abonament asta noapte. Dar dumneavoastră ați încercat să înțelegeți ce-i cu Eru, Europe, GmbH și Guillaume Schneider asta. Și am dat azi în caz vădui de tefoane și m-am interesat. Ca să înțelegeți, pe mai multe Telegram canale și nu am o, cred că un an în urmă, apăreau niște nume străine care mie nu îmi spuneau nimic. Am băgat pe Google, am găsit că e ceva și zic, mai, mă rog. Uitați-vă un lucru. Ce înseamnă această companie? Tac. Așa. Este o companie foarte serioasă, foarte mare. Deci vă referiți la Eru GmbH, da. Din Austria. Da. Așa. Nu, haideți așa. Filiala din Austria, înțeleg, au vândut gazul. Da, ele sunt. Așa. Ca eu să văd că în ianuarie, 18 ianuarie 2022. Deci este o companie cu rădăcini ucrainene. Ceva aș de prin Statele Unite, dar mai mult ucrainene. Și uitați-vă așa un lucru interesant. Un domn cu numele William Copuls, cred că n-a super, dacă am făcut greșeală. A fost numit pe 18 ianuarie 2022 has been appointed as Group Director of Energy Resources of Ukraine, ERU. Energy Resources of Ukraine, asta și înseamnă ERU, domnule Cozier. Mai departe. Aha, interesant. Domnul Cozier, dar dacă deschidem, asta uitați-vă, e de pe un site european, adică este informație deschisă, nu e ceva secret. V-am dat și în copil la dumneavoastră. Но это все цветочки, не дуй... Deci... Deci, ca să înțelegem, Eru Austria este o filială a Eru Ucraina, da? Așa, corect, okay. Bravo. Acum apare altceva interesant. Deci, am mai deschis despre Energy Community, doar, vă spun, am luat doar de pe site europene, nu telegramurile, nu știu cui, de la Curcan, de la... Asta. Deci, unii am început să mă documentez despre activitatea acestui domn, da? Am găsit pe Facebook încă o dată, ca să nu fie... Uitați-vă, chiar și pe pagina lor pe Facebook, Energy Resources of Ukraine. Da. Domnul Cozi, uitați-vă. Da, 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 da. Am foaia, am foaia asta. A, aveți, da. E publicată informație că gata, la Eru Group ia un nou načalnic acolo. Numai că acum mai deschidem un site european, domnule Cozi, și aici deja ați citim pentru toată țara și avea foarte trist. Stați, 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 stați. Haideți, haideți că deci, recitim. De-a lucrează din ianuarie, știm? Și așa.
Și când găsesc eu pe mai mulți site oficiale că dumnealui has been canceling the Moldavian government during the last autumn gas negotiations. Uh-huh. Deci acest domn, împreună cu alt cetățean străin, ajutau guvernul Republicii Moldova. Ajutorul se consideră atunci când... Dar era un contract oficial între guvernul Republicii Moldova și domnul Copolse? Eu nu cunosc despre așa contract. Pentru că nu poți aici să faci așa chiar. Nu, bun. Haideți așa. Chiar dacă a avut contract, el peste tot se prezintă în CV-urile lui că el, Moldova, ne-a salvat de iarnă. Uh-huh. Greș de... și așa mai departe. Spune, vă rog, dar cum într-o zi, dacă el ne consulta, compania în care lucrează dumnealui furnizează cele mai mari volume de gaz. Deci, domnul William Copolse lucrează la ERU și tot domnul William Copolse negociază din partea Republicii Moldova achiziții de gaze și Republica Moldova cumpără gaze de la compania domnului Copolse. Asta spuneți. Și asta e deamă miroasă urât. Dar cel mai urât că le cumpăram cu cel mai scump preț de pe continentul european. Domnul Cozir, dumneavoastră când o să pătrundeți în toate detaliile, în tabelele, și să vă uitați, privață. Adică cel mai cinic ce vedeam, când aceeași companii, la unii din Republica Moldova, nu din Madagascar, le vindeau gaz cu 10 lei, cu 11, cu 13, dar prețul pentru Energocom era între 19 și 21 de lei. Dumneavoastră ați încercat să înțelegeți de ce? Și eu îi rog pe cei de la Energo. Cum din cineva? Dar spuneți... Da, au... Colegi, rog să le puneți numărul pe ecran, să telefoneze, să explice Colegi, cum spuneți, e posibil. Vă rog, același rol l-a avut domnul Ieralov pe timpul lui Plahotniu, care era cetățean străin și a plecat din țară și tot nu văd pe nimeni să ocupe de acest cetățean, dar a figurat numai la dumneavoastră la post de televiziune pe timpul în mai multe investigații. Noi nu putem să-l acuzăm pe acest domn. Acest domn face bani. Da. Numai că când se fac bani pe schinarea cetățenilor Republicii Moldova și se achită gaz dublu, eu mai tam că figurează mai multe invoice-uri. Vă spun eu, da, unul... domnul ăsta a fost împreună cu cei de la Energocom, inclusiv în Azerbaidjan, pentru a negocia? În Azerbaidjan, de dumnealui nu cunosc. N-am probe și el puțin. Dar faptul că Energocom l-au inclus în delegație pe un partener de-al dumnealui... Matei Vojneacu. Bravo. Pe dânsul. I-au achitat cheltuielile, cazarea. Domnul l-au prezentat ca tot... expert Energocom. Domnul Vojneac tot lucrează la Energy Resources ăsta. Deci am găsit informații mai multe pe internet care demonstrează legătură între acești domni, că ei cumva împreună au făcut mai multe afaceri. Dar pretenția alta. Încă o dată, domnul Cozer, nu contează că e acest domn altul. Pretenția. Acum... Pretenția mea către Energocom și guvernare. Prima. Când tot globul pământesc, companiile mari din lume, companii mici, am vorbit cu companii Austria, Olanda, Germania, România, s-a alături, slavă Domnului, că, adică mi-au arătat tot cum s-a întâmplat, toți cumpărau volum ca să înțelegeți maximum cine își permitea, asta stat mare cum ar fi Germania, cu buget, da? N-au probleme cu banii care le avem noi, puteau să cumpere pentru o lună de zile. Dar toți strădeau să cumpere pe o săptămână, două, da, nu cumpărau zilnic, dar și zilnic cumpărau când găseau gaz ieftin. Și a noștri au tuflit sute de milioane de euro. Vă spun eu acum unii tortul și a dispânut dominator, cheltare sisteme, văd că de proiectul Azerbaidjan, la care să ajungem și de aceste lucruri. Și vă spun de ce. Ei, acestei companii, dar vedeți că sunt și altele. Eu n-am ajuns să le deșfrez pe toate, că durează. Poate ne ajută jurnaliști, colegi de dumneavoastră pe investigații, e mai răbde, că nu mă ocup doar eu. Republica Moldova transferă bani publici încă o dată. 4 miliarde de lei sau ceva de genul ăsta. Eu cred că mai mulți, că au fost ceva și după anul, nu? Dar să luăm 4 miliarde, 200 de milioane de euro, le-au dat lor. Și ar însemna asta. Această companie ieru, după prețurile la gaze care erau în decembrie și luna ianuarie, 2023, ea câștiga atunci, presupun, din banii ăștia, un 15%, cam așa am calculat azi, comision, adică vreo 3 lei din acești 20 lei.
După asta, ce se întâmplă? Dacă moldovenii au achitat în avans 200 de milioane, gazul la sfârșitul lui ianuarie, domnul Cozer, opa, dea-mă-i 700-600 de euro, pe urmă ajungem până la 300 de euro în ziua de gaz. Și vă dați seama, tranzacția care v-am arătat la aprilie, dacă noi am dat banii în decembrie și ianuarie, anul curent, vă dați seama că această companie, și am înțeles că mai sunt câteva alături, dar vă spun că mai am de lucru. Deci cu cât mai aproape vine vara, ei astăzi câștigă deja din banii oamenilor, din banii cetățenilor, 200% pe lună. Că astăzi gazul, domnul Cozer, de-am nu se vinde cu 15-16 lei, să nu vorbim în dolari, în euro, cum era decembrie, ianuarie. Da, se vinde cu 6 lei. Se vinde și sub 6 lei. Nu, așa. Și vă dați seama, deci, noi banii am dat din buzunarul oamenilor cel mai groaznic. Dacă erau banii lui Spânu, oare ieșa doamna președintă Sandu și spune că nu ne-au dat partenerii de dezvoltare 300 de milioane dar de euro. Dar nu contează că i-a dat cineva sau nu. Nu, corect. Nu poți să arunci cu banii. Mai departe, eu am aflat încă un lucru. Dacă îți confirmă că aceștia noștri specialiști de oameni buni care au umplut și guvernul și parlamentul și inclusiv Energocomul, am înțeles că n-au făcut un contract de asigurare. Deci eu când eram o afacerile mai mult în domeniul căilor ferate, când cumpăram șina, Moldova nu știe de relsă, nu știe de șină, deci tot este un produs care se vindea la bursă și ca să ne asigurăm de la scăderi, ridicări de prețuri, deci este așa un tip de asigurare a contractului, cum ar fi hedging. Хеджирование, спунем русы. Май сын шалки типур. Ка молдовану с не înțеляга симплу. Думневастры, кэн кумпарац о машины ша асигурац каску, кумпер асигурари каску, кэн кумпер дим бани ты, то врей скумпер каску асигурари диплин. Врей ну скумпер, кэй треба та, ку бани ты. Дар кэн ту фач акизиций, ку бань публич, ту най дрепту сыну фач ништи асигурель, că astăzi doar să asigură clădirea guvernului, alte obiecte bunuri de stat. Ei astăzi am înțeles că nu au făcut niciun contract de asigurare. Că ei dacă în decembrie, în ianuarie, se făceau cu o companie europeană un contract de asigurare a contractului, da, achitau 2-3%, numai când se prăbușe gazul, ei puteau spune, nu vă supărați, noi v-am dat în avans doar 15-20% și mai departe, oare reziliem contractul fără penalități sau cumpărăm din altă parte? Deci spuneți dumneavoastră că... Deci eu spun că este și incompetență și corupție. Că ai noștri au plătit gazul în decembrie și ianuarie la 1000 de dolari plus minus. Peste 1000 de euro. Ok, 1000 de euro. Da. Și cât era prețul de piață atunci? Da. Și ăștia ne livrează inclusiv în mai, când este sub 300, da, din banii pe care i-au primit atunci 1000 de euro. Da, vă dați să vă... Domnul Cozer, asta nici nu-i business pe moldavski. Eu vă asigur că... Asta-i... Eu nu știu ce e asta, dar... Încă o întrebare, domnul Cozer. Încă cum Energocomul s-o mai băgat na всяki случай în buzunarul la om. Deci când o să priviți în tabelă, dumneavoastră, prețul... cu care ajunge în vamă acest gaz de la toate companiile în Republica Moldova și prețul de... O secundă... Tak, o secundă... Și... Tak, o secundă, că aici nu greșesc. Tak, aici nu... deci, așa, avem valoarea facturată și valoarea la vamă. Deci, doar Energocomul este unica companie de pe piața moldovnească, domnule Cozer, care știți ce a făcut? Ce a făcut? O introdus la vamă, adică la divamare, și cheltuieli care a să aibă pe transportarea gazului pe teritoriul Republicii Moldova. Dar asta nu e ilegal? Asta e debilism, domnule Cozer. Aici că nu e legal, e una. Dar eu vă spun că atâta mâine, eu chiar rog, se interpeleză ca post de televiziune, că îi spun că e secretizat gazul. Ia în mâini, dumneavoastră, faceți legătură cu brokeri vamani, cu domnul Talmazan la vamă. Adică sunt mai multe structuri care au văzut asta. Înțelegeți, domnul Cozer, asta nu vede ce și vă arăt eu de la Energocom, asta văd mai multe structuri. Care domnule Usate, aceste acte dumneavoastră vi le-au dat
funcționari de stat, da? Ca oameni care lucrează acum în structuri. Sau... Domnul Cozir, hai să nu ne băgăm în detalii. Nu, că... nu vă cer nume, dar v-au dat oameni care lucrează în structuri. Să oameni care sau au fost blocați, sau li se închide gura, că nu tăți sunt proști și nu tăți sunt oameni buni care nu știu diferența între poiată la găin și troleibus, cum îți pasul, dar sunt și oameni normali care, eu știu mai multă lume la diferite etape, vineau cu oferte. Domnule Cozir, acum spuneți-mi altceva. Stăteam pe acest scaun, în fața dumneavoastră, în ianuarie 2023, când am început... Nu, sfârșitul ianuarie era, domnul Cozir, că m-am uitat... Okay. Bun, primele zile din februarie, nu important. Ceva deja. Important că piața de gază a început să prăbușească, europeană, și eu la dumneavoastră în stadion, unde dumneavoastră a spus, da, când am spus, haideți gazul scump al uspânul să-l punem la păstrare, să-l lăsăm acolo unde șede, și deja să începem lunar să cumpărăm pentru oameni gaz, ca oamenii să iasă din iarnă și să achite gaz de 29 de lei, dar pe atunci puteți să achite în jur de 14-15 lei atunci. Nu am mult cum ne-a dat nouă. Ei au spus că n-aveau bani. Haideți să luăm încă o pauză de publicitate. Și... Domnul Cozir, astăzi dacă iese cu un apel la cetățeni, deci s-a luat aproape un miliard de euro de la partenerii de dezvoltare în formă de grant credite doar anul trecut. Noi vorbim aici de rulaj la câteva sute de milioane de euro salvăm țara. Deci pe dânsul eu dus capul să iei cu 20% credite. Că guvernarea actuală i-a umflat azi toate băncile comerciale din Moldova, e și venituri nu au avut când nici când le deținea Plahotniuc cu Platon. Vă asigur, da, din păcate. Luăm încă o pauză de publicitate, revenim și discutăm în continuare. Suntem din nou în direct. Domnule Usatu, mi-ați spus în pauză că v-a venit un mesaj de la cineva, de la Energo.com. Acum, vă rog să-l citiți, pentru că mi îmi pare interesant acest mesaj. Și mie îmi pare interesant... Apropo, asta iarăși ca speculatele. Cum o să te uitați, un om străin prin cineva văzând emisiunea mea cu dumneavoastră, o șerut telefonul, zic, dă să-i scriu la Usată că el am o indirect. Eu am dat ok să-i dă numărul și atâta persoană ne-a scris, ați văzut în pauză. Compania Aero, despre care am discutat jumătate de emisiune, de la 1 mai anului curent, adică acum de o lună ceva, a cumpărat toată capacitatea de transport a gazului din România în Republica Moldova. La moment nu se achită pe transport lui Transgaz, așa cum a fost, dar se achită lui Iero. Dacă asta este adevărat, domnule Cozir, ca să ne înțeleagă oamenii simplu, capacitatea de a transmite a gazelor naturale și din Ucraina și din România are o anumită limită. Și acel care a cumpărat toată limita, a venit și îi cheamă Mula Carandaș, că e Energo.com, eu cred că poate să se tragă pe dreapta și pe ăștia cu, adică firmele private, că dacă țava ți aparțineți, asta la noi se numește europeanski business cu integrare europeană. Domnul Cozir, aici trebuie de pornit anchetă, aici trebuie de... Da, domnule Usate, și vreau să le spun și telespectatorilor, că văd că iarăși unii fac tot felul de acuzații prin comentarii, ceea ce spune domnul Usatăi trebuie, deci noi așteptăm și replica celora care sunt vizați. Da. Pentru că nu contează cine spune, dacă astfel de lucruri grave s-au întâmplat, trebuie să se vorbească despre ele. La ultima emisiune când am fost la dumneavoastră am discutat practic toate emisiuni despre termoelectrică, păcură și așa mai departe. Țineți minte? Da, și o să vă întreb la Dar vă spun eu de pe cum să mă întrebați. În baza emisiunii dumneavoastră, secretele puterii, pe baza la ce am discutat la noi, s-a autosizat Procuratura Anticorupție și CNAU și este un dosar penal, ei investigează tot ce am spus eu în emisiune la dumneavoastră, că eu doar vroiam să merg, dar Vă referiți la achizițiile de păcură care au fost făcute de către Termoelectrica, de la o companie... Fondată cu câteva luni înainte de licitație. Cu câteva săptămâni chiar, da. La sfârșit de septembrie. De fratele la o persoană la care spune a luat 400.000 de euro împrumut că să-și cumpere deci casă. Și acea companie a câștigat licitații la Termoelectrica de păcură la care doar câteva săptămâni după ce a fost înregistrat. Corect. Deci după emisiunea cu dumneavoastră, da, noi, mi-e interesant într-o zi să fiu interogat. La mine s-au mai adăugat materiale sunt de Horus, de păcură, că după emisiunea cu dumneavoastră au mai ieșit vreo 10 oameni, na. Dar eu vă mulțumesc pe toți care veniți la mine, că aveți încredere,
Dar vă rog, mai dați și o dată și o notă informativă, că ne aduce o cutie de la printer de documente și o lasă la secretară, передайте усатому там важно, și eu mă bag acolo. Contracte, piese, denumiri de offshore-uri, Doamne ferește! Deci de asta, cel puțin, astăzi avem un fapt, că și-am discutat la dumneavoastră, doar dumneavoastră înțelegeți că s-au făcut cel puțin să fac niște verificări minimale. Când se înregistrează, se pornește o cauză penală în bază. Că am văzut că mai multe dosare penale s-au pornit în țară în bază la investigații jurnalistice și multe altele. Și da. Eu aștept să vii să mă interogheze și să vin la ei cu bagajul. Da, eu poate nu o fac. Știți cum în politică eu trebuia să ies cu cererea în față la cinea. Eu, Renat Ulsat, acum merg de pont pe spânul pe Cazani, Zevlen. Domnul Cozir, am aflat că s-au pornit. Vedeți dumneavoastră, abia okay. Întrebarea. Ok. Da. Bun. Dar s-o fac... Haideți să mai vorbim un pic de gaze și mai avem și alte subiecte dacă ne mai rămâne timp. Costa cu Păcura ne-am lămurit că am vrut să vă întreb de ce n-ați depus plângere, dar dacă spuneți că s-au autosesizat, da, foarte bine. Eu aștept bine. Să mă cheme la interogare. Foarte bine că s-au autosesizat. Eu sper să mai fie și rezultate, că eu am mai făcut și percheziții pe la termoelectrica la vreo 16 locații anul trecut, cu iarăși, cu licitații dubioase și nimic. Cum o măzălesc ei pe Tauber, e mai mult cu unele investigații, trebuie să recunoaștem. E mai tare ridică ratingul așa la Șor și Tauber, care trebuiau de mult să fie interziși și scoți în afară legii. Chiar dacă doamna președinte iniția legea lustrației, care vă asigur eu că avea să fie votată 90% de populație, pro-ruși, pro-europeni, pro-români, de ce nu se face asta, domnul Cozer? Ok, haideți să revenim la gaze. S-a aprobat un tarif de 18 lei, inclusiv TVA, pentru consumatorii finali la gazul livrat de către Moldova Gaz. Da. Vadim Ceban spune că e prea puțin, Andreu spune că e ok. Eu nu înțeleg. Eu nu știu cum strânge banii domnul Untilă când era gaișnic, actual director la Andrei. Dar dacă el strânge și atunci banii așa cum ei au elaborat tariful, domnul Cozir, astăzi, chiar înainte de a veni la dumneavoastră la emisiune, vă spun și ce s-a întâmplat. Dar înainte să vă spun ce s-a întâmplat cu 10 zile urmă. Ca să... Deci, toate companiile care sunt implicate în distribuirea gazelor naturale, Chișinău, Gaz, Belgaz, așa mai departe. Foarte interesant, în aceeași zi, oricum diferența între zi, pe 23-24, că poftim, Edinis Gaz, Florești Gaz, Bălț Gaz, Chișinău, Orhei, deci toate companiile din țară, da? Solicită Andreiului urgent ridicarea tarifului pentru distribuirea gazelor. Apropo, cineva din conducători la aceștia filiale mi-a explicat pentru ce au făcut-o atunci, de ce nu omul. Că ei înțelegeau că gazul într-o dată să ieftinească și mai bine să ceri scumpirea tarifului de distribuire când e prețul 29 de lei mai mulți pot rupi decât cum de azi, începând cu ziua de azi, el e deja 18, da? Asta înțeles. Vă dați seama că asta a fost organizat. Nu pot directori la filiale din tot țara în aceeași zi solicite la Andrei ridicarea prețului. Dați-vă și eu cerut. Acum ajungem la ceva grav. Deci, noi avem diferite tipuri astăzi de conectări. Visoca davlenie, presiune înaltă, medie și joasă. Asta, apartamentele, persoanele fizice, asta. Ce e cu însemnat cu roșu? Aveți și dumneavoastră, domnul Cozir, în față, v-am dat copia. Deci, la presiunea înaltă, fiți atent, până acum s-a achitat 196 de lei, la medie metri cub, 10 euro. La toți consumatorii mari. La mediu 513, omul simplu până acum a achitat, iarăși. Vedeți, niscă davlenie fizicii lice, adică persoanele fizice. 2124 de lei. Vedeți sus? Cu roșu. Da. Văd. Da. Acum uitați-vă ce-o șerut gospodarii noștri. Că dacă Chișinău Gaz, vede că e mai multă lume, nu știu, au șerut doar la să scumpească cu 300 de lei distribuirea, vedeți, da? Da. Bălț Gaz a cerut de 3 ori. Bălț Gaz a cerut 7265. Orhei Gaz, 7700, Cimișlia Gaz, aproape 9000 de lei. Deci, domnul Cozir, fiți atent. Tot ce au cerut ei, Andrei a declarat astăzi că săptămâna viitoare a să fac ședință și a să decide, da?
ce să fac? Acum uitați-vă unde i-am prins azi. Iată, am făcut un tabel special ca să fie ușor pentru toți cetățenii. Că nici eu până nu intram în detalii. Cum se formează tariful și multe. Uitați-vă. Tarifele aprobate astăzi pentru mie de metri cub. Îs fără TVA. Deci, intrarea în sistemul de transport, preț la hotar. Asta sunt date oficiale de pe site-ul Unreal-ului. Nu da. Sunt de uneva. Da, da, da. 13.348 de lei. Ieșirea din sistem de transport atâta, tarif presiune înaltă, tarif presiune medie și tot așa. Și uitați-vă, ajungem tarif presiune joasă, consumator cașnic, la 16 lei 730 de lei. 16.730. Fără TVA. Deci cu TVA avem 18.06, cum a declarat Moldova Gaz. Acum uitați-vă combinația. Ați memorizat 18.06 care ei l-au declarat la toată țara. Unii i-am prins. Intrarea în sistem, transport, preț la hotar, coincide, tot e 348. Tarif transportare, Moldova Transgaz, 237 de lei plus. Tarif în vigoare, distribuirea presiunii joase. Ia că aici, op. Deci, domnul Cozer, Andreu, abia săptămâna viitoare trebuie să aprobi cerințele la filialele din țară. Dar azi e deja... au modificat, au inclus în tariful de astăzi. Deci tariful de astăzi, dacă nu faci șmecherie, Andrei, trebuie să fie cu tot cu TVA 16 lei 71 de bani. Și nu 18.06. Da, domnul Cozer, cineva spui că e doar un leu și 30 de bani. Poate spui un om prost, că cei care înțeleg, un leu și 30 de bani la un cubometru de gaz, domnul Cozer, nu vă supărați, dar... Se adună bani mulți, noi mai avem 10 domnul minute. Domnul Cozer, dar asta este absurd și ilegal. Cum săptămâna viitoare spui discuția, ridicăm cât ridicăm prețul pentru distribuirea gazelor? Înțelegeți că doar încă o dată, iată am scris, săptămâna viitoare ei planifică modificarea, după calculul matematic vedem că Andrei deja a băgat în tarifele de furnizare costuri de distribuire. De distribuții majorate. Da, nu se compară ei cu energocomul, dar iarăși, dacă nu observam cum n-am observat eu, eu trebuia să achit unde locuiesc acum gaz mult mai ieftin, încă de pe 2016, și din cauza că Moldova Gaz ne-a adăugat așa o, deci la mine e țava de presiune înaltă, dar ei mi-au scris că e de joasă. Și că 4 lei în plus s-au achitat pe cup și așa mai. Deci, domnul Cozer, săraci oamenii noștri, la fiecare pas încearcă cineva să-i tochească. Și nu contează. Că e Andrie... Bun, dar de ce aceste lucruri, ce le vedeți numai dumneavoastră, restul, de ce nu le văd? De domnul ce Cozer, nu se întâmplă? A piată asta nimic. Întrebare. Domnul că mai mult unii policini spun că iată, o declarat pizdeul ăsta, partid nou, că ia că noi cu două zile înainte lusatei. Dodon, că socialiștii în Parlament l-au întrebat pe Recean. Usată toată tema asta, o pregătesc de vreo 3 săptămâni și pot să vă spun, astăzi mulți tac, cineva e interesat că șeful CNA-ului pe timpul lui Dodon Flocea a ajuns consilier 2 luni urmă la Vadim Ceban. Că eu am văzut mai mult Cristian Pasul, dar spânul, Recean prim-ministru, și ei sunt interesat în Flocea, parcă spune el că e așa, că e pe dincolo, că nu e bun, că e omul Dodon și mult altceva. Astăzi la noi... Din pas mulți au cu mătrici într-un loc, de la socialiști au dincolo și așa mai departe. Eu azi n-am obligațiuni față de mine, de nimeni în afară de cetățenii țării noastre. Și ca și dumneavoastră, ca și dacă aveți obligațiuni, veți candida la funcție de primar de bază. Domnule Cozer, eu voi candida și unii voi candida. Eu când am o decizie să o anunț, dar important altceva, că toți sunt unicul politician care înainte de a candida, nu contează, la Bălți, la președinte, oare la Parlament, adunam 10-20 de mii de oameni și îi întrebam, vreți să candidezi, susțineți? Așa am făcut-o și în Bălți de ori. Și asta o fac dacă ați trebuiască. Acum... Deci luați în calcul să candidați la Bălți. Domnul Cozer, eu, dumneavoastră m-ați băgat în tot baloneala asta, adică nu dumneavoastră, am de situație. Iată, eu acum nu vreau, domnul Cozer, v-am promis dumneavoastră în ianuarie, că merg să construiesc partidul nostru, restructurizare, diasporă. Și acum, dumneavoastră, înțelegeți că asta mi-e 10-12 ore pe zi
Și mai am încă de lucru pentru o lună de zile înainte, după că nu sunt procesate toate materialele și documentele. Bun. Și asta este urât. Da. Nu caută soluții. Eu sper că este o greșeală undeva și nu e așa cum spuneți dumneavoastră. Încă o dată. Domnul Codir, dumneavoastră și le pregătiți atmască la ăștia galbeni pe mâini oricum. Eu aștept explicațiile și cred că toată țara așteaptă explicațiile și trebuie să vină mâine explicațiile de ce s-au întâmplat aceste lucruri. Eu din motive etice, încă o dată, că știu ce înseamnă diplomație internațională, suport internațional, suport real, nu combinații care le-am discutat noi cu gazul, da? Și eu astăzi din motive omenești, că nu vreau să fac rău pentru țară, multe lucruri nu le scot. Deoarece mai multe țări, vă asigur eu, și țări care au avut intenții bune să sprijine poporul moldovean, ați creadă că noi suntem niște proști, niște talhari, înțelegeți? Și eu înțeleg că dacă public mai multe lucruri, a până să suferi Maia Sandu ca președinte, sau Spânu, sau prim-ministru Recean, da, și ține de imaginea țării. Da, și ține de securitatea economică a țării, eu înșel și am publicat. Dar să nu mă provoace ei. Doamna Sandu, domnul Recean și restul au aceste informații? Ei au înțeles aceste lucruri într-adevăr sau dumneavoastră ce cunoașteți aici? Iată, spuneți vă rog, iarăși la noi cam să înșip termină, știți cum, ca și cu Crol 2 cândva, care tot a ieșit eu public, când a ieșit Plahotniuc și orice mai departe. Eu nu știu și care informații ei le dețin, important cum s-au aranjat ei lucru. Eu sunt sigur că prim-ministru de țară și fiind în criză energetică, cu războiul la vecinii noștri ucraineni, teribil, care merge, eu consider că fiecare tranzacție, haideți, doamna președinte, nu, pentru doamna Santu, ori tranzacții la gaz, ori la vândut lițării, tot așa. Dar Recean, ca prim-ministru, sunteți de acord cu o companie de stat? Da, privață nu. Compania de stat trebuie să informeze prim-ministru, uitați-vă, azi mai cumpărăm 3 milioane acolo, 10 milioane dincolo. Cum credeți? Trebuie să cunoască un prim-ministru? Sigur că trebuie să cunoască. Este obligat să cunoască, domnule Cozer. De asta vă spun, îmi pare foarte rău de tot ce se întâmplă. Ia că ei nu cunosc aici, de atât vă arăt. Uitați-vă, la mine de două zile deja sunt filat. Deci se repetă și ești random. Iată, vă arăt și video și pozele. Deja gata. Și vă rog, doamna Rivienco, ministrul din intern, directorul de SIS, eu încă n-am stabilit ofițerii din care minister sunt, dar pur și simplu a să-i prind, a să-i dezbrac în chiloței și a să ies în live și atunci ați vă fac de râs pe tot globul pământesc. Opriți cei și făceați, cel puțin domnul Recean, ca ministru din intern, în 2014, pe timpul lui Filat. Haideți, gata, înainte spuneați că e Plahotniuc, că e Cavcaliuc. Stați cu oamenii să... Da, haideți. Iată, uitați-o, persoana care filma acum două zile toți cetățenii care intrau la sediul partidului nostru, în același timp raportat aici scrie mesaje, și doar când... Dar ce nu v-ați dus la el să-l întrebați? Nu, uitați-vă, au fugit. Am și video cum au fugit, domnul Cozer. Credeți că... Okay. Iată, asta e urât. Voi mai bine puneți să-l fie filați. Așa care sunt implicați în vânzarea, cumpărarea gazelor naturale. Voi filați-i pe dânsă. Voi nu vă ocupați de usate. Încă o dată, dați-mi pașii să-mi construiesc partid, să mă duc în diaspora, vorbesc cu cetățenii. E și așa azi, domnul Cozer, hai pe bune acum. După ce toți care au fost pe la dumneavoastră până săptămâna trecută, că toamna trebuie să micșorăm tariful, filat ieșești de ambătie cu pumnoază, voi terminați că vreți să-l micșorați înainte de alegerile locale, ca să aveți bonusuri. Domnul Cozer, eu am demonstrat că într-o săptămână de tam-tam, gazul de la 29 de lei a ajuns la 18. Și planul lor de toamnă și-a salvat milioane de lei pentru buzunarul cetățenilor. Că eu încă o dată să nu fiu acuzat. Eu n-am cerut compensații, nu că eu. Nu le-am permis nici părinților care meritau ca profesor, pensionari la moment. Eu am achitat la ei, la copii, la toți. Eu n-am cerut compensații. Dar sunt oameni care au achitat ultimii bani sau avem moldoveni care le crapă mâinile de lucru peste hotare ca și achită la bunie, la părinți. De asta aici e iertare, n-a să aibă nimeni. Bun. Haideți totuși să mai avem foarte puțin timp. La Bălți este adevărat că se face o coaliție a forțelor proruse în jurul lui Pavel Voicu. Că am auzit și domnul Gligor ceva spune în sensul ăsta. Acolo nu e coaliție forțelor proruse. Acolo e un
Știți cum e un farș? Eu, acolo e și Oleg de Nestirovski, și Oleg de Socialist. Da, unicul candidat care l-a zis, dar el nu e candidatul prorus, el e candidatul la tăț. Și la Comersant, și la Contrabandie, și la vă trei partide. Adică e Voicu, a fost ministru de interne pe timpul lui Dodon. Deci, adică el e... Și inclusiv Șor îl va susține pe Voicu. Cu Șor, din informația care am obținut-o, că Tauber sigur nu va candida. Că cel puțin Șor cuiva i-a spus că are alte planuri să ne de domnie ei. Da. Și a spus că dacă nu găsește un candidat bun, a să-l susie și el pe Voicu. Nici chiar nu e interesant. Eu când l-am văzut în formă de general, de-am cum a primit el general, de-am cât combicor m-a dus, cât țigări treaba lui, dar domnul Cozer, cum și de el... Ce-i cu dosarele alea penale, întrebarea mea este? Ce-i cu dosarele alea penale și cu celălalt ministru Jăzdan și cu ăsta Voicu? Domnul Cozer, asta întrebați... Puișorii noștri galbeni de la PAS. Întrebăm, da, văd că ea de pe la procuraturi încep să ne dea nouă lecții. Că noi când scrim de Plahotniuc nu suntem informați. Niște oameni care în vremea când Jurnal TV și eu personal luptam cu Plahotniuc și ei nici nu știau cine este Plahotniuc, ajung nou să ne spună că noi scrim postări neinformate, că așa e exprimare. Până a venit la dumneavoastră prima dată în acest studio, mulți ani în urmă, sau nu, eu cred că mulți ani vorbeam cu dumneavoastră prin Skype, fiind cu dosare probleme timpul Plahotniuc. Știți cu ce s-a ocupat azi unii conducători a PAS-ului? În afară de filaj astea, o trimis niște politici să-i cate pe și ei care lucrau. Pentru că Avcaliuc, Plaha, țineți minte, direcția 5 renumită, care a fost disfințată, da? Că zici cu ei, dați orice informații este pe usate. Poate ceva, măcar voi discuții de lucru cu Plahotniuc, măcar 20 de ani în urmă când îmblau la Niresa la drive. Adică asta e normal un partid care spunea că ați fi altfel. Că ei, uitați-vă, doar ce se întâmplă cu mine din 2014? Chiar că în Plahotniuc, mă scotea din alegeri. Când făceam dezvăluiri la Jurnal TV la dumneavoastră în studio că se rupea țara în două. Și nu contează, cu piloți în Afganistan, cu vreo cu Dodon, s-a duc câte unul. Că scandalul cu Gorbunțov, Proca și restul. Apropo, nu vedem nici dosare pe temele cele. Și cel mai urât. Nu, cât, vă dați seama, nu pot cu nimic să mă prindă, să mă țăie cumva de hățuri, cum fac ei cu alții. Și hai iar să-i aducem aminte lui Usată, chiar că Plahotniuc vine la zi. Da, Plahotniuc vine la ziua medneaște. Dar apropo de Plahotniuc. Tot eu l-am găsit în Istanbul. Haideți, mai avem un minut și mai am o întrebare de Plahotniuc. Am înțeles că prin aprilie se întâlnea foarte des cu foști deputați, inclusiv își făceau planuri, erau videoconferințe pe aici cu primarii. Da. Și continuă această practică acum cu Plahotniuc? La moment Plahotniuc în Turcia și în Cipru din Nord a fost vizitat de peste 300 de persoane din Republica Moldova. Și primari de sate actuali, și foști, și președinți de raioane și actuali și foști. Deci acolo, Doamne ferește! Numai că eu nu știu, el la tot le... Spune vrăjala că, băi, m-am înțeles cu americanii, în aprilie mă întorc acasă, asta le spune încă de cu iară. Când au ieșit sancțiunile SUA, și am văzut că au ieșit și Marea Britanie și UE, haideți, asta, deci le spune că americanii au dus să mă aștepte un an jumate, asta e. Că el are și partii din noi și partii, da, el încearcă cumva să întoarcă în cărți, eu nu dar cred. Noi îl așteptăm să se întoarcă în penitenciar, acolo unde este domnule locul. Cozer, procurorii să-și facă treaba, să sechestreze tot ce este sechestrat, banii să fie recuperați. Împreună cu dumneavoastră în unele ori, îl găsăm pe Plahotniuc în Turcia. La București. L-am găsit în America prima. Da, dar încă o dată, nu țineți minte că tot pe timpul lui Dodon, același Voicu. Că și Usat îi spune că Plahotniuc e în Turcia, sunt minciuni. Până domnul Stoianoglu a fost unicul care a dat interpelare oficială și tu și-o răspuns. Asta a fost în această seară. Au fost acuzații tari. Așteptăm reacții de la cei vizați mâine, în special de la Energocom și la guvernare. Domnule Usate, vă mulțumesc pentru prezență. Important ca cetățenii să nu stime, le mulțumesc și eu cetățenilor și care mai aveți materiale, mai veniți, nu vă rușinați. Nu le dați mie, dați-le lui domnul Cozer. Le mulțumesc și telespectatorilor că au fost și în această seară alături de noi. Nu uitați că în 30 de minute avem aici la
Jurnal TV, finala UEFA Conference League între Fiorentina și West Ham United. Noi ne vedem și mâine și poi mâine după știri cu Postscriptum, iar până săptămâna viitoare aveți grijă de voi, aveți grijă de cei dragi, o seară frumoasă!